Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune, Plus de Sănătate. Avem astăzi în platou pe doamna doctor Mihaela Năstase, medic primar, medicină de familie. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua și bine v-am găsit! În zi de sărbătoare! În zi de mare sărbătoare! Așa încât trebuie să le spunem tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei, la mulți ani! La mulți ani! Și... cu sănătate! Ăsta este motivul pentru care mi-am pus această ținută, e de acasă, de acasă la Suceava, pentru că astăzi este sărbătoare și pentru că mâine este o mare sărbătoare, este ziua națională. Sărbătoarea noastră a tuturor. Absolut. La mulți ani români. La mulți ani nouă tuturor. La mulți ani și sănătoși ani. Nouă tuturor. Doamne ajută! Mai ales în aceste vremuri dificile pe care le traversăm. Pentru noi toți, așa este. Doamna doctor Mihaela Năstase este medic primar de medicină de familie cu cabinet individual în orașul Iași. Ce înseamnă, doamna doctor, să fii medic de familie în România? Cu cabinet medical individual în orașul Iași, dar cu cabinet individual în orașul Iași de vreo 6 ani. Pentru că până acum 6 ani eu am făcut 20 de ani de cabinet medical rural în județul Iași. V-am invitat pe dumneavoastră astăzi pentru că, într-o emisiune anterioară, am văzut ce înseamnă să faci medicină de familie și în rural cu un coleg de-al nostru. Trebuie să vedem dacă sunt diferențe sau care este prețul de a lucra în oraș. Eu pot discuta din ambele puncte de vedere. Sigur. Pentru că mi-am petrecut 20 de ani de carieră într-un cabinet rural, de 6 ani sunt în Iași. Există diferențe, există plusuri și minusuri. Sigur. Ca peste tot. Medicina de familie este o specialitate medicală. Ca orice, deci, altă specialitate. Ca orice altă specialitate medicală care se face, specialitate care se obține în urma unui număr de ani de rezidențiat, în urma unui examen care trebuie promovat. Deloc ușor. Și absolut. Este o specialitate extrem de vastă pentru că medicul de familie practic trebuie să se ocupe de toată patologia medicală a unui pacient până la un anumit punct, până la momentul la care mijloacele sale sunt depășite și trebuie să dirigeze, să trimită mai departe pacientul către un coleg de altă specialitate. Marea majoritate a pacienților folosesc, știți, aș vrea să mă duc la un specialist. Uneori zâmbesc în sinea mea, nu-i corectez pentru că n-are sens, dar îmi vine să le spun de fiecare dată, știți, eu sunt medic primar, am depășit etapa de medic specialist. Deci, medicina de familie este o specialitate medicală, ca orice altă specialitate, care are, spre deosebire de colegii de alte specialități sau de celelalte specialități, o grămadă de probleme, mai ales în perioada asta. O grămadă de avantaje, de a vedea pacientul încă din viața intrauterină. Absolut. De a vedea mămica care poartă o nouă viață. De a vedea puiul care proaspăt de la prima, hai că să nu spunem de la prima de la gură primele de aer, zile. Dar de la primele zile categoric. Sigur. Cu tot ce implică a vedea acel pui, al duce până prin perioada de al crește mic, practic pentru a deveni transforma adult. Într-un adult sănătos. Sigur. Aici am atins un punct important pentru că o mare parte din activitatea medicului de familie este activitatea de prevenție. Și atunci în momentul sau așa în care să fie. Nu, este marea majoritatea noastră ne facem datoria cu prisosință și cu conștiinciozitate. Și atunci bazele acestei prevenții pentru viața ulterioară de adult se pun în primele zile de viață. Vorbesc din punctul de vedere al medicului de familie care are o listă mare de sugari, în momentul de față undeva peste 100. Și atunci automat fac parte din preocupările cele mai importante de activitate, cel puțin din punctul meu de vedere, modul în care își pornesc drumul în viață,
ca să am mai departe niște adulți sănătoși. Dacă tot am vorbit ce înseamnă medicul de familie din România, așa pe scurt, pentru că poate o să ne explicați un pic mai încolo. Sunt foarte multe de spus. Ce înseamnă totuși activitatea liberală a unui medic de familie? Este ea egal cu activitatea oricărui alt cabinet, organizat ca și CMI, de altă specialitate, sau există o particularitate pentru medicina de familie? Din nefericire, medicina de familie ca și specialitate în România la momentul acesta nu poate exista decât în relație contractuală cu Casa de Asigurări. Relație contractuală cu Casa de Asigurări care înseamnă o grămadă de obligații din partea cabinetului, din partea medicului de familie în primul rând, ca și profesionist, dar o grămadă de obligații și din partea cabinetului, indiferent care este forma lui de organizare, că e cabinet medical individual sau este SRL sau... Este o specialitate medicală care, din nefericire, nu poate funcționa decât în contract cu Casa de Asigurări în momentul de față în România. Sau cu un contract cu o casă de asigurări, pentru că sunt o grămadă de activități pe care trebuie să le prestăm pacientului în baza unui contract cu Casa de Asigurări. A unui contract negociat? A unui contract aparent negociat. Nu, a unui contract nenegociat, cel puțin din punctul nostru de vedere, pentru că spune că este negociat. Nu, nici măcar, pentru că singurii care au drept de consultanță sunt cei din Colegiul Național al Medicilor. Medicina de familie cu orice fel de formă de organizare ar avea, că este societatea profesională a medicilor de familie sau că e vorba de patronatele medicilor de familie, nu au drept prin lege nu au drept de negociere a acestui contract pe care noi îl semnăm cu Casa de Asigurări. Contract care de multe ori are o grămadă de piedici de care ceilalți colegi nu știu că nu e problema lor. Nu știu dacă interesează sau nu știu dacă cineva își bate capul cu faptul că acest contract ne impune niște reguli de funcționare, niște reguli de conduită profesională, dar niște reguli de conduită profesională care nu au legătură cu practica neapărat, ci au legătura cu anumite norme administrative care trebuie să aplicate vis-a-vis de prescrierea de medicamente, vis-a-vis de normele de scrierea concediilor medicale, de regimul biletelor de trimitere în și așa mai departe. Unor modificări care legislative mai ales acum în ultima perioadă, care s-au... Eu râdeam la un moment dat și spuneam, medicul de familie în ultimele 6 luni a ajuns un soi de arhivar al ordonanțelor date de Ministerul Sănătății, care se schimbă de la o zi la alta, că nu mai știi și nu doar arhivar, ce ai făcut și este ce... Este o persoană care trebuie să se conformeze acestor modificări legislative. Obligatoriu trebuie să te conformezi. De ce obligatoriu trebuie să te conformezi? Pentru că s-ar putea să te trezești ca la un control care va veni, eu știu, peste un an sau doi. Sau patru. Nu cred că se prescriu după 3, dar oricum, mai mult. După un an, 2, 3, da, că va trebui să răspunzi pentru ceea ce ai făcut acum. Acum, în condițiile în care luna asta există o regulă, o ordonanță, peste 3 zile este o altă ordonanță, săptămâna viitoare este o altă ordonanță și atunci este foarte dificil să-ți aduci aminte peste 2-3 ani ce ai făcut în luna martie anului 2020. Sau în săptămâna respectivă. Sau în săptămâna respectivă, exact. Sigur, când trebuia să preiei, mai știu ce activitate. Asta este, cred că, unul dintre cele mai mari neajunsuri ale acestei specialități, faptul că lucrăm veșnic sub o presiune și sub teama de a nu greși, nu de a nu greși profesional, pentru că pentru asta am învățat, pentru asta am făcut un rezidențiat, pentru asta am dat examene, pentru asta învățăm în fiecare zi. Să ne facem meseria profesional. Nenorocirea este că schimbându-se legile de la o săptămână la alta, ajungem să lucrăm sub o teamă de a nu greși aceste hârtii. Nu știu dacă interesează pe cineva, dar întocmirea neconformă a unui concediu medical
atrage după, atrage sine. După sine o amendă sau, mă rog, o sancțiune în valoare de 5, între 5.000 și 10.000 de lei. În funcție de greșeala sau neconformitatea pe care ai făcut-o la momentul întocmirii acestui concediu medical. Și cu siguranță, niciun medic de familie nu își permite sau nu își asumă să facă greșeli cu bune intenții. Categoric asta, pentru că suntem cei mai ușor de... Și cei mai expuși. Cei mai ușor de taxat, cu alte cuvinte. Suntem prima linie. Suntem prima linie, nu suntem singuri ca suntem prima linie, și până la dar... urmă suntem și ultima. Uneori da. Păi cam da. Da, uneori da. Uh-huh. Nu întotdeauna. Fiecare specialitate are neajunsurile ei, dar și mai ales în momentul acesta. Deci am ajuns în anul 2020 a face medicină de familie în anul 2020. În condițiile actuale, cu presiunea despre care vorbeați, înseamnă a băga medicina primar, profesioniștii din medicina primar, medici, asistenți, celălalt personal care lucrează într-un cabinet de medicină primară, a intrat în acest sindrom de burnout? Este el prezent? Îl resimțiți? Îl resimțiți la persoanele cu care lucrați? Îl resimțim noi la ceilalți colegi? În ultima perioadă, cu siguranță, pentru că, haideți să dăm niște exemple, poate lumea nu înțelege. Cu siguranță nu înțelege. Activitatea unui cabinet de medicină de familie înseamnă 5-6 ore de cabinet, după care urmează 2 ore de în funcție domicilie. De programări. În funcție de programări și, evident, absolut tot ar trebui făcut în funcție de programări, cu excepția urgențelor. Realitatea este cu totul alta. Realitatea este cu totul alta pentru faptul că, mai ales acum, de când există așa o mediatizare. O frică din partea pacientului de a se adresa către, eu știu, ambulatoriile de specialitate, către spitale cu atât mai cu mult. Cu atât mai puțin nu se adresează. În momentul în care are o nevoie și se ajunge în situațiile în care nevoile respective sunt urgențe majore, evident că tot la noi apelează. De azi dimineață de câte ori ați fost sunată? Nu mai țin cont, pentru că nu are, deși este o zi liberă, dar nu asta, mă rog, are o importanță, dar... Ar trebui să aibă importanță, doamna doctor. Are o foarte mare importanță, dar eu îmi doresc ca pacientul meu să mă perceapă pe lângă profesionistul care are grijă de sănătatea lui, așa, pe lângă ghidul sănătății lui în sistemul medical românesc, să mă perceapă ca pe prietenul la care poate apela în momentul în care are nevoie sau în momentul în care lucrurile ard. Dar la fel de bine și asta este... ca pe un prieten pe care trebuie să-l protejez, tocmai pentru că am nevoie de el. Aici este problema cea mai mare. Sigur. Că eu știu că toți suntem supra-solicitați pentru că sistemul de sănătate din România duce o lipsă de profesioniști enormă. Foarte mulți dintre colegi sunt în situații de carantină, de izolare, internați în spital, automat... Ce se întâmplă cu un astfel de cabinet? Ce se întâmplă cu cabinetul unui astfel de medic de familie? Aici este o mare problemă. Cine preia pacienții în această perioadă? Ce nu înțeleg colegii și ce nu înțeleg pacienții este că pentru noi, cel puțin, în momentul în care suntem incapabili să ajungem la cabinet și să facem activitatea, sigur. Să ne desfășurăm activitatea, ori găsim o formă de a ne înlocui un coleg, care nu întotdeauna este posibilă, pentru că, mai ales în cabinetele de medicină, în cabinetele din rural, unde există un singur medic, nu știu cine îl poate înlocui pe acel singur medic. Că ce altul care îl putea înlocui este și el la o distanță de zeci de kilometri. Această înlocuire se face, evident, cu remunerarea corespunzătoare. A colegului? Da. Depinde, există și o formă de reciprocitate, pentru că oricui se poate întâmpla la un moment dat să fie invalid. Timp de două sau, săptămâni. Da, este să mult. Nu se poată duce la cabinet, pentru că, eu știu, este bolnav. Este regula? Nu neapărat regulă.
Întrebarea mea a fost un pic cu substrat, cred. Categoric asta, pentru că în condițiile în care nu găsești un coleg cu care să faci o convenție de reciprocitate, automat cineva trebuie să-ți dea, și asta este datoria casei de asigurări, să-ți asigure pe cineva care să-ți preia activitatea de cabinet. Ori eu personal nu știu să fi întâmplat chestiunea asta în ultimii 20 de ani de când avem contract cu casele de asigurări. În condițiile în care dumneavoastră vă plătiți suplimentar un alt medic, da? Dumneavoastră ce faceți în luna respectivă? Vă puteți permite să aveți un concediu medical? E, și aici e o mare discuție. Cu ce se întâmplă medicale? Pe perioada concediului dumneavoastră de odihnă? Cam același lucru. Absolut. În aceste condiții, cine asigură protecția profesiei numită medicină de familie în România? Nimeni. Cine asigură suportul psihologic pe perioada de pandemie a medicului care se numește medic de familie în România? Nimeni. Trebuie să se descurce singur. Păi, auzim peste tot. Este în grija guvernului, toți au grijă de toți. De cine? Cum ați trecut dumneavoastră prin pandemie? Cum v-ați organizat activitatea începând cu luna martie, în primele zile? Pe perioada de urgență? A fost o perioadă extrem de dificilă. O perioadă extrem de dificilă. Ați primit un ajutor suplimentar, financiar? Nu, n-am primit niciun Aveți buget de practică? Nu. Din care să vă asigurați? Cum v-ați motivat personalul să vină la servici? Pentru că a asigurat totuși materiale dezinfectante, materiale de protecție, atât pentru dumneavoastră cât și pentru personalul angajat, înseamnă costuri suplimentare și nu foarte mici. Începutul acestei perioade dificile a fost foarte greu. Foarte, foarte greu. Pentru că, în primul și în primul rând, nu știam nimic despre această boală. Nimeni nu știa nimeni nimic. Sigur. Era, plutea așa un soi de teamă în aer la tot mapamondul, pentru că practic tot mapamondul e afectat. Și atunci, evident că pentru siguranța ta și mai ales pentru siguranța pacienților tăi, trebuia să iei niște măsuri. Niște măsuri despre care nu știai mare lucru. Adică nu știai cât de repede se răspândește, care sunt modalitățile de răspândire. În schimb, știrile alarmiste de peste tot, din toată lumea, veneau către noi. Media a avut grijă să facă ce a putut la momentul respectiv. Nu comentez, pentru că sunt om de presă și atunci cât de bine sau cât de rău a făcut mass media în România, asta o las la latitudinea altora. Dar pe lângă pandemie am avut infodemia și toată grija, anxietatea, depresia pacienților noștri era tot în cărca medicului de familie. Ni s-a mai adăugat ceva la activitatea pe care o desfășuram de zi cu zi, cea de psiholog, pentru care marea majoritate nu suntem pregătiți. De ce să nu o recunoaștem? Adică, și chiar dacă suntem pregătiți, nu avem timpul necesar să facem comunicarea pe care și-o doresc pacienții. Oricum ar fi, marea majoritate a consultațiilor sunt mai dificile din punctul ăsta de vedere, mai lungi, tot din acest motiv, pentru că automat trebuie să încerci să-i, pe lângă a-i demonta anxietatea și fricile pacientului, trebuie să încerci să, chestiune care durează și care cere timp, trebuie să încerci să-l lămurești de ce trebuie să respecte niște reguli. Marea majoritate a lor luând lucrurile nu unii ușor, prea ușor. Unii mai foarte ușor. Unii exagerat. Și atunci este un mare consum de timp. Un mare consum de timp de consultație, un mare consum de timp în a-i explica ce are de făcut. La începutul pandemiei, când nu știam, când marea majoritate a ambulatoriilor de specialitate erau închise, parțial din colegii din spital și parțial spitalele erau cu personal redus, a trebuit să facem față la tot felul de provocări în patologia pacienților, în decompensări, în decompensările psihice ale pacienților, prescripțiile pe care eram obligați să le facem categoric. De la colegii noștri, de ce toate celelalte specialități? Da? A fost o perioadă extrem de dificilă.
dificilă din punctul ăsta de vedere, dar mai ales dificilă pentru faptul că nu aveam modalitatea de a ne proteja. Nu găseai nicăieri sau găseai la niște prețuri exorbitante materiale de protecție, măști, sigur, mănuși, dezinfectanți. Stăteai și îți puneai problema, bun, trebuie să mă protejez pe mine, trebuie să protejez angajații mei, sigur, trebuie să protejez pacientul în primul rând. Sigur. Și atunci au fost, toate lucrurile astea au fost făcute cu niște costuri foarte mari. Eu mi-amintesc că în primele zile atunci, în perioada de urgență, am cumpărat măști și cu 100 de lei bucata. Da. Da. Ceea ce este un preț absolut exorbitant. Sigur. Dar presiunea pe care o resimțiți dumneavoastră, psihologică să spunem, ca și asumare a gesturilor medicale, care până la urmă nu fac parte din specialitatea medicină de familie, v-a dat un oarecare disconfort? Categoric îți dă un oarecare disconfort, pentru că sunt... Pentru că înseamnă asumare, asumare din altă specialitate. Și frica de a nu greși, și frica de a nu, face chiar și un malpraxis la coada cozii, pentru că sunt lucruri care nu ne aparțin sau care merg dincolo de posibilitățile noastre terapeutice. Sigur că da. Și de lucruri investigație. Pe care, și de investigație, și pentru de că investigație. Practic în momentul în care s-au închis, nu aveai laborator, nu aveai un minimum de investigații pe care trebuie să le faci pacientul, nu aveai o radiologie, sigur, nu aveai... Și atunci ne întorceam practic la un fel de practică de medicină de secol 19 sau început de secol 20. Ori a practica medicina cu un stetoscop în acest sau cu moment, câteva mijloace așa, de doar dotare de cabinet, chiar dacă presupune o dotare ceva mai elaborată, este complet de neajuns. Eu mulțumesc celui de sus că am făcut o școală extrem de temeinică și că am prins un corp profesoral de excepție și de elită în facultate de medicină, pentru că altminteri cinstit nu știu cum m-aș fi descurcat. Haideți să ne reîntoarcem la pacienții noștri. Cum resimțiți dumneavoastră percepția pacienților în această perioadă vis-a-vis de practica noastră? Vis-a-vis de ceea ce ar vrea ei, care sunt așteptările lor, care este realitatea din teren, da? Și care este realitatea noastră a medicilor, ce putem face efectiv pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor lor. Sunt așteptările lor de cele mai multe ori realiste? Uneori da, uneori nu. Să știți că, în general, oamenii văd ce se întâmplă. Văd că este foarte greu să acceseze diverse servicii medicale. Pe de altă parte, la chestiunea asta concură și frica lor. Frica de spital, de mediu de spital, frica de a nu se îmbolnăvi, teama și amânarea diverselor acuze, de cele mai multe ori duc la acutizări sau la dezechilibrări sau la decompensări ale bolilor pe care le au. Mă refer la pacienții cronici. Pot să dau un exemplu. Am auzit zilele trecute, într-o seară undeva târziu, pe la 9-10, mă sună o mămică cu un copiluț de 7 luni care făcea febră. Bun. Asta e o chestiune obișnuită pentru medicul de familie care face pediatrie. Mi-am explicat ce are de făcut. Ulterior m-a sunat după ce a administrat antipireticul și mi-a spus e mai ok. Zic, în condițiile în care te sperie foarte tare situația, zic, te rog, vino cu el mâine să-l consult. Era seara târziu. Evident că a apărut a doua zi copilul la cabinet, l-am consultat, aparent, în afară de sindromul febril, sugarul nu avea nimic. Nu avea nimic notabil, nimic care să-ți dea de gândit. Deci clinic. Clinic. Da. Nu puteți consta decât faptul că are febră și atât. Am rugat-o să ducă să facă niște analize, pentru că nu-s ghicitor în stele și nu pot lucra fără un minimum de informații.
A doua zi a venit cu rezultatul analizelor făcute contra cost la un laborator în ziua respectivă. Minunat, nici... în condițiile în care în legislația românească copiii... Da. Da, beneficiază de gratuitate până la mulți ani. Da, până la 18 ani, este foarte adevărat. Dar și aici chestiunile sunt discutabile. Vis-a-vis de casa de asigurări și de toate contractele astea care... Păi haideți atunci să rezolvăm totuși, haideți să ne revoltăm de pentru aceste situații. Bun, teoretic ar trebui braț să ne revoltăm. Braț la braț momentan, cu pacienții. Momentan este o perioadă dificilă. Veșnic, și... de 20 de ani încoace avem o perioadă dificilă. Da, tot felul de perioade dificile. Sigur, așa sigur, este foarte sigur. Adevărat. Bun. Vreau să... De ce am adus vorba așa. Despre chestiunea asta? Pentru faptul că un copil cu un sindrom febril, care poate fi absolut orice, sigur. Și care ți intră în cabinet, înseamnă din partea ta, ca profesionist, mai ales în această perioadă, niște reguli. O regulă de echipare, o regulă de durata consultației, care obligatoriu trebuie să le respecti și pentru binele tău și pentru binele pacientului. În momentul în care a venit cu rezultatul analizelor, care nu aveau niște modificări extraordinare, febra a început să remită. Din nefericire, la 24 de ore, iarăși face un puseu febril, de data aceasta peste 39. În condițiile în care deja avea 4 zile de febră, în condițiile în care analizele nu-mi relevau nimic, clinic, n-am constatat mare lucru, atunci am spus, zic, îi sunt necesare niște investigații sigur. Suplimentare. Aș vrea, dacă se poate, o radiografie pulmonară. Din nefericire, mama panicată, ca orice mamă de copil de câteva luni, a zis, bun, o radiografie sigur fac la spital. Zic, te duci, după care mă suni și îmi comunici rezultatul. M-a sunat. Mi-a comunicat și rezultatul. Din punct de vedere radiologic, nu era o mare problemă. În schimb, copilul testat era SARS-CoV-2 pozitiv. Deci se întâmplă. Am bănuit de la început chestiunea asta, dar dacă îi spui unei mame frontal, vezi că s-ar putea să... Deja îți creează un soi de explozie, că nu se poate, copiii nu fac și așa mai departe. Dar asta înseamnă din partea mea și din partea colegilor care fac pediatrie niște costuri suplimentare, niște amânări, niște... Pe de altă parte, dacă îi spuneam du-te, fă-i testul, nu știu dacă ar fi fost foarte corect din partea mea pentru că ar trebui să ducă să-l plătească la momentul respectiv. Deci trăim perioade dificile. Foarte dificile. Da, începând de la sugari, până la persoanele vârstnice, până la persoanele oncologice, până la... Imaginați-vă că am 20-30 cu toată patologia. Absolut, am 20-30 sugari de vaccinat în fiecare zi. În fiecare lună, pardon. Sigur. Scuze. Asta înseamnă din partea mea niște costuri suplimentare, costuri de echipament, pentru că pentru sigur. Fiecare îmi trebuie un alt halat, altă mască, alt vizieră, altă capelină, altă costuri de dezinfectante, costuri de lămpi de ultravioletă pe care trebuie să le pun după fiecare consultație și așa mai departe. Din păcate, lucrurile astea nu se văd din afară, pentru că n-au cum să se vadă. Astea sunt niște chestiuni pe care eu trebuie obligatoriu să le asigur pentru buna mea practică și pentru securitatea pacienților mei. Vă provoacă frustrare? Dumneavoastră nu personal. Neapărat îmi provoacă un soi de necaz pentru faptul că decidenții nu văd lucrurile astea. Este ne reîntoarcem la ceea ce spuneam. A luat cineva o măsură în ceea ce privește medicina primară? N-a luat nimeni a venit în întâmpinarea medicinei primare cu ceva anume? La un moment dat am primit din partea casei de asigurări 50 de măști chirurgicale. Cu ce frecvență schimbați această mască? Ca să vedem pentru ce perioadă deci au ajuns una la două ore.
Deci într-o zi de lucru... Măcar 3-4. Măcar 3 măști. Deci cele 50 le-ați epuizat de probabil... Nici măcar nu, da? Intră în discuție. S-a adus în discuție la un moment dat printr-un proiect de lege faptul că ar trebui să se dea și medicinei de familie acel stimulent pentru linia întâi de lucru cu pacienții COVID SARS-CoV-2 pozitiv. Un amendament pe timpul perioadei de urgență și cu condiția să se regăsească consult pe lista proprie a pacienților pozitivi pe acea perioadă. Categoric asta, nu s-a materializat, din nefericire n-am primit absolut nimic. Pentru că pacienții noștri au sentimentul că suntem asaltați cu tot soiul de mijloace financiare și că avem tot ce ne trebuie. Eventual, după 20 de ani de practică de medicină de familie, nu se știe că medicina de familie înseamnă acea profesiune liberală. Și că medicul de familie tot ce face, face din resursele și din munca proprie. Da, categoric. Culmea este că, bun, pacientul nu știe că nu e problema lui. El trebuie să-i asigure, da, dar serviciul medical și media atât. Media care anunță dureros este... Mergi și trebuie să facă medicul de familie, atunci trebuie să facă informarea corectă. Cum și când anume și ce anume să ceri. Da? Pentru că a veni pacientul în fața unui medic de familie și să spună vreau, dă-mi, fă-mi, nu este maniera cea mai elegantă, corectă, da, în fața acelui profesionist. Bine, categoric asta. Dar eu spun, practic, pacientul nu are o vină neapărat. Pacientul este dezinformat sau, mă rog, necorespunzător informat. De aceea, doamna doctor, suntem aici ca să informăm corespunzător. E adevărat. Dar durerea mea nu vine din partea pacienților. Că pacientul poate să fie neinformat, poate să fie oricum. Durerea vine din partea colegilor de alte specialități. Pentru că există o veșnică dispută și discuție vis-a-vis de faptul că du-te să-ți facă medicul de familie sau du-te să rezolve medicul de familie. Să finalizeze un act medical, medicul de familie? Da, ceea ce este extrem de dureros. Adică eu am avut zilele trecute o situație în care o pacientă venită din unitatea primirii urgențe cu o fișă de externare din unitatea primirii urgențe, la care medicul care a examinat-o i-a spus du-te la medicul de familie să-ți scrie rețeta. Eu știu că orice act medical se finalizează printr-o prescripție sau prin niște recomandări. Niște recomandări sau prescripție pe care o face medicul examinator și pe care și-o asumă medicul examinator. Sigur. Momentul în care dumneavoastră preluați ceea ce transmite medicul de orice altă specialitate, vă asumați un gest medical pe care nu l-ați efectuat dumneavoastră? Eu nu fac așa ceva. Adică... Înțeleg pacienții dumneavoastră acest lucru? Sau le este greu mult sau mai puțin? Evident că nu înțeleg. Evident că pentru a putea să iau o hotărâre trebuie să consult eu pacientul respectiv ca la momentul în care l-am consultat prescripția respectivă să fie răspunderea mea în urma deciziei mele profesionale. Vi s-a întâmplat să vă vină pacienți și să spună vreau să-mi dați un bilet de trimitere la mai știu ce specialitate, că așa a spus colegul ginecolog sau oftalmolog? Sigur că se întâmplă. De multe ori dialogăm și le explic. Evident, fără un diagnostic de prezumție? Le explic, discutăm, facem o anamneză completă și ajungem la concluzia că are sau nu are nevoie de acel... Ce înseamnă scrisoarea medicală pe care ar trebui să vină, cu care ar trebui să se întoarcă orice pacient de la orice specialitate? Scrisoarea medicală ar trebui să conțină? Ar trebui să conțină procedurile și recomandările colegului către care eu mi-am trimis pacientul. Da? Și eventualele indicații de monitorizare către medicul de familie. Cu eventualele prescripții, pentru că, trebuie să spunem, sunt suficiente medicamente pe care un medic de familie, conform legislației actuale,
nu are voie să le inițieze. Da, de fapt, asta e durerea cea mai mare. Durerea cea mai mare este faptul că există aceste protocoale, protocoale extrem de prescripție extrem de restrictive, dar care nu au nicio legătură cu protocolul medical. Sunt pur și simplu niște protocoale administrative și economice. Și economice, care limitează prescripțiile din punct de vedere financiar sau administrativ. Nicăieri în lumea asta nu există acest tip de protocoale. Dar nicăieri. Medicul de familie răspunde pentru ceea ce scrie și pentru ceea ce parafează. Și atunci eu nu înțeleg pentru ce trebuie să scriu cu tare medicament doar dacă am scrisoare medicală de la cu tare coleg de altă specialitate în care să-mi specifice medicamentul, dozajul, perioada pe care... Frate, am terminat aceeași școală. Aparent. Nu, chiar am terminat aceeași școală. Aparent, pentru că în România se vede treaba că se întâmplă altceva. Deci astea sunt niște lucruri care n-au nicio legătură cu practica medicală. Au legătura cu niște, eu știu, ordine financiare, administrative și așa mai departe. Păi, în condițiile astea trebuie să ne adunăm noi medicii și să luăm poziție. O, Doamne! De-a lungul timpului am tot luat poziție și ne-am tot adunat și ne-am... Este foarte greu să-i faci pe decidenți să înțeleagă. Și să ne cerem drepturile pentru care am învățat. Și pentru care învățăm de o viață. Și asta este foarte adevărat, dar problema nu se pune așa. Problema se pune că este o lipsă de dorință de a vedea realitatea. Este pentru că sunt niște lucruri extrem de simplu de aflat. Păi haideți atunci să dăm vălul de o parte și să lăsăm să se vadă. Dăm vălul de o parte. 70% din consultațiile medicale ale țării astea, ale pacienților care se adresează către sistemul medical sunt făcute de medici de familie. Sunt 11, un sfert vă din medicii României. Vă rog să repetați procentul. Peste 70%. Deci aproape 3 sferturi, da, din consultații. Absolut. Deci, guvernanți, vă rugăm, ascultați. Vă rugăm, gândiți-vă că aveți nevoie de această pătură care se cheamă medicină primară, medicină de familie și care ține activitate medicală în România și o ține. Ce se întâmplă? Haideți să ne reîntoarcem ce se întâmplă în pandemie. V-am iritat, doamna doctor. Nu m-ați iritat, dar aceasta este realitatea. Doare. Pe toți ne doare. Pe mă toți doare ne foarte doare. Tare pentru faptul că practic acești 11.000 de medici, da? De familie, care sunt insuficienți. Asigură 3 sferturi din, da, din consultațiile, da, sau din serviciile medicale care se acordă populației acestei țări. Dar suntem cei mai puțin vizibili sau cei mai puțin luați în seamă de decidenți. Și cel mai slab remunerați. Și cel mai slab remunerat. Dar să nu spună lumea că iar ne împiedicăm de bani. Și ba, că iar ne împiedicăm, avem o problemă, doamna doctor, pentru cu că, ba da, pentru că este anormal ca la gradul dumneavoastră profesional, în momentul în care trageți linia, venitul cabinetului dumneavoastră, cu cantitatea de pacienți, da? Nu discutăm despre cantitatea de pacienți, despre gradul profesional, despre ceea ce ar însemna remunerarea dumneavoastră într-o țară ca Franța sau altă țară din Uniunea Europeană. După ce dumneavoastră vă plătiți asistenții, dările, materialele, toate celelalte consumabile, chiriile, trageți linia, vă plătiți impozitul către stat, vă plătiți dările dumneavoastră, vă plătiți sănătatea, vă plătiți pensia, vă plătiți, mai știu eu ce vă mai plătiți, trageți linie și vedeți că rămâneți cu o cantitate infimă de bani, ceea ce este anormal. E adevărat. Da? Este foarte adevărat. Realitatea ar trebui să fie alta. Cantitatea dumneavoastră și a oricărui medic de familie ar trebui să fie sensibil egală cu a gradului cu profesional din regimul de altă specialitate. Public. Da, așa este. Da? Restul cheltuielilor, nu pot să cred că guvernanții noștri nu știu care sunt cheltuielile unui cabinet de medicină de familie, sunt aceleași la nivel de țară. Sau sensibil egale. Știu ei foarte bine, atunci, dar preferă să ignore lucrul ăsta. Și nu numai că preferă să-l ignore, dar odată ce... Atunci de ce să nu punem degetul pe rană și să spunem, da, fondurile și remunerarea noastră este insuficientă. Și remunerarea noastră la munca pe care o facem. Pentru că ne reîntoarcem la pandemie, ne reîntoarcem la monitorizări, ne reîntoarcem la ce spune media despre medicul de familie.
pacienții ne caută și ne caută și ne caută de dimineață până seara. Și în zilele libere, și sâmbăta, și duminica, pacienții continuă să moară. Regulile sunt amestecate. Nimeni, ajungem să credem că nimeni nu mai respectă nimic. Se produc distorsiuni, se produc animozități între noi ca și colegi, ca și specialiști, între noi și pacienți. Nu este firesc. Și toate astea, din cauza asta am pus titlul emisiunii. Medicina de familie și sindromul de burnout. Pacienți, colegi, fraților, suntem la fel de oameni ca voi toți. Avem un emoțional. Aveți grijă de noi, dacă vreți să ne aveți. Dacă vreți să ne aveți întregi și sănătoși, ca să vă putem ajuta. Da, mai ales că va urma o perioadă extrem de dificilă. Sigur. Mai mult de jumătate din medici de familie ai României sunt aproape de vârsta de pensionare. Deci în următorii 5 ani... Au fost medici care au murit. Au fost medici care au murit. Da? Nu s-a mediatizat. Și a pus cineva problema. De ce un medic de familie poate să se infecteze? De ce un medic de familie poate să intre în depresie? De ce este anxios? Oare? Nu și-a pus nimeni problema. De supra-solicitarea noastră, se pare că numai noi o vedem. Cei din jur, ori nu o văd, ori nu vor să o vadă. Timpul dumneavoastră este limitat în ultima perioadă? Timpul meu personal este extrem de limitat. Deci am ajuns de nu-l mai am. Că o să-l găsesc, poate, într-o zi. Suntem în perioada de iarnă. Ce înseamnă vaccinarea pacienților? Ce înseamnă preluarea activității de monitorizare a persoanelor pozitive la domiciliu? Păi înseamnă că în cele 5-6 ore de cabinet acest pacient. Nu am cum să fac acest lucru pentru că sunt pacienții programați de care trebuie să mă ocup cei care vin la cabinet. Urmează cele 2 ore de teren care pentru mine de cele mai multe ori înseamnă vizitele sugarilor. Pentru că sunt foarte mulți externați din maternitate la o lună, la două luni, la patru luni și așa mai departe. După care, în momentul în care ajung acasă, undeva după 10 ore, la 10 ore după ce am plecat, așa începe distracția cu, mă rog, distracția în ghilimele. Începe capitolul monitorizarea pacienților. Fișe de monitorizare a persoanelor COVID pozitive. La Iași am fost oareși cum privilegiați până într-un moment, pentru că a existat un program local de urmărire a pacientului pozitiv, care chiar ne-a ajutat pentru faptul că apărea foarte repede buletinul de analiză în sistem, îl puteai repede depista, îl vedeam și noi, îl vedea și Direcția de Sănătate Publică, emiteau deciziile și atunci lucrurile se făceau oareșcum. Asta este o chestiune care a durat puțin pentru că respectivul program nu se plia după programul național și atunci s-a introdus în toată țara acest coronaform în care noi nu avem acces. Și atunci s-a întâmplat, în timp ce dumneavoastră faceți consultații, să fiți sunată de pacienți pentru a primi informații suplimentare vis-a-vis de starea lor de sănătate? Categoric asta. Vi s-a întâmplat să vi se ceară imperativ să accesați serviciul de ambulanță în timp ce dumneavoastră aveți programările de la cabinet? Pentru că acel serviciu de ambulanță refuză pacientului pozitiv agravat să serviciul la domiciliu? Nu știu dacă îl refuză neapărat, cât faptul că s-a introdus această regulă, cum că ei nu se deplasează la domiciliu pacientului decât în momentul în care solicitarea vine de la medicul de familie a pacientului respectiv. Bun, și vi se pare firesc? Bă, evident că nu e normal. Pentru și evident că lucrurile simptomul sunt... pe care îi se spune medicului sau personalului de la ambulanță sunt aceleași simptome la care avem și noi acces tot telefonic. În aceste condiții, faceți-mă să înțeleg. Eu... De ce trebuie să o luăm pe după piersic și să avem timpi morți? Și să spunem despre acel cineva fără să fiu în pielea acelui cineva? Nu mi se pare mai corect ca acel cineva să transmită direct ceea ce simte, ceea ce i s-a întâmplat lui. Iar acel serviciu care este specializat
în serviciu de preluare a urgenței să facă acel ceva? E adevărat, dar pe de altă parte și ei sunt depășiți. Adică eu nu-i condamn. Suntem perfect de acord. Da. La medicina de familie se gândește cineva că este depășită? Nu. Deci vorbim aceeași limbă. Absolut. Da? Absolut. Am înțeles că urmează spitalele, care sunt spitale de suport, să fie populate cu voluntari, studenți de la medicină, da, care vor efectua o cantitate de activități. Cred că de cele mai multe ori e vorba de activitățile administrative. Revin, s-a gândit cineva că există și medicină primară care are nevoie de ajutor? Sau de un serviciu de voluntariat? Nu, dar nici nu o vor face vreodată. Pentru faptul că noi suntem percepuți ca niște entități private care trebuie să ne asigurăm singuri... Și atunci, care ar fi soluția singuri pentru noi? Care este soluția? Pentru că la un moment dat vom fi depășiți. Suntem deja depășiți. Eu soluția o văd în felul următor. O văd prin asocierea cabinetelor... Dar nu acum și nu în perioada de pandemie. Categoric. O asociere a cabinetelor sub un clopot mare, sub o pălărie mai mare, pentru că așa, de unul singur, lucrurile sunt quasi imposibil de rezolvat. Eu așa văd lucrurile. Deci una peste alta, doamna doctor, rămâneți pozitivă, eu oricum fără sunt să fiți pozitivă. Pozitivă. Da, da, eu oricum sunt... Rămâneți cu starea de spirit pozitivă. Absolut. Că, în definitiv și la urma urmei, medicina este o meserie vocațională. O meserie pe care o faci dorindu-ți-o și dându-ți și renunțând la tine de cele mai multe ori pentru pacientul tău. În prima clipă în care ai reușit să te bucuri de acea medie când te-ai văzut pe listă la facultatea de medicină. Atunci nu știu cât eram noi de conștienți de chestiunea asta, dar eu cel puțin am avut privilegiul unui cor profesoral care m-a învățat că așa trebuie să petreacă lucrurile. Suntem tot pe acolo, deci având aceeași vârstă putem să spunem că... Absolut. Am avut parte de profesori cu adevărat valoroși și de nume mari. Da, și care ne-au învățat meseria asta și s-o facem rând, să cum trebuie. Oameni. Și să fim oameni, în primul rând, că asta contează, cred că cel mai tare. Sunt situații în care, de multe ori, nu poți să-ți ajuți pacientul cu mare lucru. Dar măcar bunăvoința de a-l sfătui și de a discuta cu el, apropo de chestia asta, nu realizez cât este de important. Mi-au spus colegi pozitivi care îmi sunt pacienți pe listă, deci medici. Nu-ți dai seama cât înseamnă telefonul ăsta pe care ni-l dai tu în fiecare zi pentru monitorizare. Doamna doctor, pentru ziua de astăzi, vă mulțumesc. Vă doresc să monitorizați cu maximă dragoste pacienții dumneavoastră, iar dumneavoastră pacienți să aveți încredere în medicii dumneavoastră de familie și ce să ne dorim decât un plus de sănătate, multă sănătate și să trecem cu bine peste provocările care vor urma. Doamne ajută!